Vă rog să deschideți împreună cu mine Scripturile la Faptele Apostolilor, capitolul 2, voi citi de la versetul 1 până la versetul 11. Un text potrivit sărbătorii noastre de astăzi. Este ziua de Rosalii de Cinzecime și este o zi de botez, slăvit să fie numele Domnului. E numai potrivit pasajul acesta din Scriptură pentru noi și pentru cei doi în mod special. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 2, citesc de la versetul 1 până la versetul 12, pagina biblică 1056. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar i-auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capodocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă. Amin. Vă rog să vă așezați. Ți-ai dorit vreodată să ai parte de un nou început? Să poți să spui, astăzi este prima zi din restul vieții mele? Dacă da, cuvântul acesta este pentru tine. Și cuvântul se intitulează, prima zi din restul vieții tale. Prima zi din restul vieții tale. Mesajul acesta este pentru voi, frații mei, și mesajul acesta este pentru fiecare dintre noi. Prima zi din restul vieții tale. Dacă vrei să ai parte de o astfel de zi decisivă pentru viața ta, este absolut necesar să faci trei lucruri, și anume, în primul rând, ai nevoie de o viață nouă într-o comunitate noită. Primul lucru de care ai nevoie ca să ai parte de o nouă zi, să fie prima zi din restul vieții tale, este o viață nouă într-o comunitate înnoită. Spune Scriptura că Iisus Hristos a fost cu ucenicii timp de 3 ani și ceva, le-a predicat Evanghelia, a făcut semne și minuni și apoi se duce în glorie. Dar înainte să se ducă în glorie, le spune ucenicilor în felul următor, nu vă depărtați de Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Și apoi veți merge cu Evanghelia și veți răspândi vestea bună a mântuirii peste tot în toată lumea. Acum Hristos a plecat în glorie și după făgăduința Lui a trimis pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și când a venit Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, manifestarea, prima manifestare, înainte să fie vorbirea în alte limbi, a fost faptul că niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste cei 120 de oameni care erau în odaia de sus. Ei se rugau și dintr-o dată vine vântul acela puternic, umple toată casa și niște limbi ca de foc sunt văzute împărțindu-se peste ei. Acum, ce vrea să spună oare faptul că aceste limbi ca de foc s-au așezat peste fiecare dintre ei. Faptul că aceste limbi ca de foc s-au așezat peste fiecare dintre ei face trimitere la un text al Vechiului Testament. Un împărat, capitolul 18, era mare criză spirituală în Israel. Poporul Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu, trăia în idolatrie. Profetul Ieremia îi cheamă pe evrei pe muntele Carmel. Și spune în felul următor, noi ne vom ruga lui Dumnezeu și Dumnezeul care va răspunde cu foc din cer, acela este adevăratul Dumnezeu. Și se roagă Ilie și Dumnezeu trimite foc din cer peste jertfa lui Ilie și aprinde jertfa. Tot poporul care este adunat la Carmel zice, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu și Ilie este slujitorul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin faptul că se pogoară aceste limbi ca de foc peste cei 120, vrea să sublinieze textul sfânt că Dumnezeu îi acreditează pe aceștia că sunt poporul lui. Ei sunt noul popor al lui Dumnezeu, Dumnezeu se identifică cu ei și Dumnezeu se revelează prin ei. Prin urmare, tot ceea ce spun ei este vrednic de crezare.
Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul acestei noi comunități formate din 120 de suflete. Dumnezeul lui Israel este prezent în mijlocul acestei comunități. De aceea, ei sunt reprezentanții lui Dumnezeu și tot ce spun ei este demn de luat în seamă. Ei sunt o comunitate nouă, ei sunt o comunitate nouă într-un har al lui Dumnezeu, într-o îndurare a Domnului în Ierusalim. Sunt noul popor al lui Dumnezeu. Și acum oamenii stau mirați și spun: Doamne, ce se întâmplă aici? Auzim vorbind de limbile noastre, ăștia sunt puțin piliți, ori băut de dimineață, Doamne, bei mai târziu, ce se întâmplă cu ei? Și se ridică Petru și spune: oameni buni, nu-i vorba aici de alcool? Aici este vorba de ce a profetizat Ioel, s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste noi și începe să predice Evanghelia că Iisus Hristos a fost mort, că a înviat, că este viu și oricine crede în El se poate mântui. Și în moment ce predică Evanghelia, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care s-a coborât peste 120 de suflete, începe să cerceteze poporul adunat acolo de față, tot felul de națiuni care auzeau Evanghelia. Și se naște următoarea întrebare: fraților, ce să facem ca să fim mântuiți? Și Petru spune: să vă pocăiți și apoi să fiți botezați. Și ei sunt oamenii aceia care îl primesc pe Hristos, fac botezul în apă și se adaugă poporului lui Dumnezeu. 3.000 de suflete au primit o viață nouă în mijlocul unei comunități înnoite. Ce înseamnă de fapt botezul în apă? O viață nouă într-o comunitate înnoită. Înnoită nu prin faptele noastre, înnoită nu prin demersurile noastre, ci prin bunătatea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este comunitatea de credință a celor născuți din nou care au primit viața lui Dumnezeu. Biserica este o comunitate de oameni înnoită prin mila lui Dumnezeu. O gândire nouă, o vorbire nouă, un comportament nou, o viață nouă. Frații mei, voi astăzi, prin faptul că intrați în apa botezului și promiteți lui Hristos ascultare, primiți din partea Domnului o viață nouă, dar nu sunteți înnoiți de Domnul și lăsați undeva așa în lume, ci Domnul vă înnoiește prin Duhul lui Cel Sfânt și vă integrează în biserică. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Biserica este foarte importantă în procesul mântuirii. Un om al lui Dumnezeu pe nume Ciprian de Cartagina, unul dintre cei mai mari teologi ai bisericii din toate timpurile, spunea: nu există mântuire în afara bisericii. În biserică primești mântuirea, ai nevoie de biserică să-ți duci mântuirea până la capăt. De aceea, înțelegeți în această zi că Domnul vă dă o viață nouă într-o comunitate înnoită. Oamenii astăzi se străduiesc să schimbe viața, să-și înnoiască viața și nu prea pot. Ne-am dus aminte că unul avea o patimă și un dor, îi plăcea mult să tragă la măsia, mai ales în momentele de tristețe. Și au văzut că cam face necazuri acolo și s-au dus la o săptămână de tratament. Undeva să le duce, cum să scape de alcool. L-a ținut așa vreo câteva zile, câteva săptămâni, până a venit un moment de această dată, nu de tristețe, ci de bucurie. Acum, cum să te bucuri în felul lui de a fi, fără să tragi o leacă la măsea? Și a zis: mă, numai un păhărel. Și un păhărel s-a făcut 2, 3, 4, 5, până nu mai putut. La un moment dat îi spune cineva: bă, dar păi n-ai fost undeva la un curs de terapie să te scape de alcool bazice? Și acum ce se întâmplă? Că ai revenit din nou la alcool. Dom'le, cum explici chestiunea aceasta? Și zice: dom'le, cum să o explic? Am revenit la viața mea cea veche. E adevărata mea versiune. Singurul care te poate schimba este Dumnezeu. Am citit despre un tânăr pe nume David. Băiatul acesta a avut probleme foarte mari de personalitate. Bea, se droga. La un moment dat, în nebunia lui, a fost gata să-l ucidă pe taică-su. Era gata, a făcut și ceva timp de pușcărie, câteva luni de pușcărie pentru tentativă de crimă. A fost un om cu o viață mizerabilă. Ajunge în pușcărie și acolo are vreme să citească și se pune să citească Biblia. Și se pune să citească Biblia, dar se pune pe citit nu ca să se transforme, să se pocăiască, ci se pune pe citit să cunoască Biblia și apoi să-i poată contesta pe creștini. Dar pe măsură ce omul acesta citește Biblia, Dumnezeu îi vorbește. Pe măsură ce citește Biblia, Dumnezeu îi transformă viața, Dumnezeu îl întâlnește și Dumnezeu îl naște din nou, Dumnezeu îi schimbă viața. Când acest tânăr pe nume David iese din închisoare, omul acesta își predă viața lui Dumnezeu, încheie legământ cu Domnul în apa botezului și se va pune la dispoziția lui Dumnezeu. Acest David este astăzi unul dintre cei mai mari apologeți apărători ai credinței creștine. Are un canal pe YouTube, Faptele Apostolului, capitolul 17, unde se dezbat importante teme ale credinței creștine. Și omul acesta a înțeles că întâlnirea cu Iisus Hristos îți dă o viață nouă, dar nu te aruncă undeva, nu știu, neant, nu te lasă undeva pe drumuri, ci întâlnirea cu Iisus Hristos te integrează într-o biserică.
Prima zi din restul vieții tale este ziua aceea în care primești o viață nouă într-o comunitate înnoită. Spune Scriptura că Pavel s-a dus la Damasc cu gândul să-i aresteze pe creștini. Se duce el cu anumite scrisori de acreditare. Când este aproape de Damas, dintr-o dată, o lumină puternică, mai puternică decât lumina soarelui, îi se arată, efectiv îl orbește, cade cu fața la pământ. Și în timp ce este trântit la pământ, aude o voce: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El răspunde: cine ești tu, Doamne? Și vocea îi răspunde: eu sunt Iisus din Nazaret pe care tu îl prigonești. Tremurând și plin de frică, zice el: Doamne, dacă tu ești Iisus din Nazaret, spune-mi ce să fac. Zice: intră în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Intră el în cetate și acolo se roagă 3 zile, postește 3 zile, vine Anania la el, se roagă pentru el cu punerea mâinilor, Dumnezeu îl vindecă de orbire și Dumnezeu îl transformă într-un slujitor puternic, veritabil. Și spune Scriptura ceva fantastic, zice că Saul, după 3 zile de post și rugăciune, după 3 zile în care s-a apropiat de Domnul, a luat decizia să încheie legământ cu Domnul în apa botezului, s-a alăturat comunității de credință și omul acesta, spune Scriptura, după aceea de îndată predică Evanghelia și oamenii se întorc la Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când ai parte de o zi nouă, de ziua aceea care, în care viața ta este înnoită, nu te lasă Dumnezeu pe drumuri, ci Dumnezeu te integrează în biserică. Omul acesta nu doar că vine la biserică, astăzi e o vorbă din popor, zice: bă, atât s-am botezat, dar nu știu câți dintre ei sunt cum sunt. În istoria bisericească sunt tot felul de mărturii de astea ciudate despre oameni botezați. Unii au rămas afară cu mâna ca nu cumva să le boteze și mâna să poată mânui sabia pe mai departe. Alții zice că e adevărat. N-am văzut eu, dar am citit, în timp ce l-au botezat, o lăsa portofelul afară, că nu avea chef să-l pună la dispoziția lui Dumnezeu. Altul zice: mă, de asta am gura slobodă, că nu m-a băgat bine în apă. Tot felul de interpretări de felul acesta, iubiții mei. Nu doar integrare în biserică, ci o viață nouă. O viață nouă înseamnă că nu mai te duci spre ea, spre perzare, ci te duci spre cer, spre Dumnezeu. O viață nouă înseamnă o gândire nouă. O viață nouă înseamnă un comportament nou. O viață nouă înseamnă o vorbire diferită. O viață nouă înseamnă o altă atitudine în casa ta, o altă atitudine în biserică, un alt comportament în societate. O viață nouă înseamnă o viață transformată și pe asta Hristos te-o dă în această dimineață. Poate sătul de viața ta, poate nu ai pace, ce nu ai liniște, nu te simți bine cu tine însuți, cu tine însăți. În această zi Hristos este prezent în adunare, este gata să te ierte, este gata să te libereze, este gata să-ți dea o viață nouă, o viață nouă în Iisus Hristos, să simți că scad toate poverile păcatului, să simți că primești pacea, liniștea de care ai trebuință, să te duci acasă schimbat și transformat în numele Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Pe acestea le primești numai și numai când spui: Doamne, vreau ca ziua aceasta să fie o viață, o zi nouă, să fie o zi de început pentru mine, să fie un nou început în relație cu Tine. Prima zi din restul vieții tale este ziua în care zici: am nevoie de o viață nouă, într-o comunitate noită. În al doilea rând, prima zi din restul vieții tale este atunci când primești o putere supranaturală într-o viață normală. Primești o putere supranaturală într-o viață normală. La școala dominicală, țin minte, eram prunc și se pune o întrebare, era zi de cincizecime de Rusalii, învățătoarea pune o întrebare, zice: cum se primește putere? Putere supranaturală. La care unul zice: simplu, soră, zice, te duci la culturist și faci sală. Dacă ar fi așa de simplu să te duci la culturist să faci sală și să primești putere, Doamne, ușor ar fi. Iubiții mei, puterea aceasta Duhului Sfânt, de care noi avem trebuință în viața aceasta normală, nu se primește așa. Spune Scriptura că oamenii aceștia s-au rugat lui Dumnezeu. Și când s-au rugat lui Dumnezeu, dintr-o dată se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un vânt puternic, umple toată casa. Oamenii aceștia încep să vorbească în alte limbi. Și în aceste limbi pe care ei le folosesc, le vorbesc, se transmit cuvintele și sfaturile și lucrurile frumoase și minunate al lui Dumnezeu pentru cei ce sunt de față din toate națiunile. Ei rostesc cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele minunate, vorbesc în alte limbi, în limbi înțelese de cei ce erau prezenți acolo, din toate națiunile pământului. Și oamenii aceștia primesc o putere fantastică. Se pune o întrebare: cum au putut oamenii aceștia să învețe, Domnule, limbi pe care, știu eu, nu le-o studia niciodată? Cum să spui lucrurile minunate ale lui Dumnezeu într-o limbă pe care nu o cunoști? Cum să faci lucrul acesta? Iubiții mei, în momentul acela când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, au început să vorbească în alte limbi, nu pentru că le-au învățat ei, ci pentru că le-a dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vorbire. Au primit o putere supranaturală
într-o viață normală. Tot ei au fost, tot într-un trup omenesc au trăit, tot au avut un ceas, tot au avut un timp, loc de muncă, probleme, familii, dar au primit o putere supranaturală într-o viață normală. Marea noastră problemă a celor mai mulți dintre noi este că suntem slabi în lumea aceasta. Așa de ușor cădem în diferite ispite, așa de ușor ne enervăm, așa de ușor ne descurajăm, așa de ușor cedăm spiritual. Te-a supărat cineva, nu mai vii la biserică, te-a supărat Domnul că nu ți-a dat ce ți-ai dorit. Dom'le, nici nu te mai rogi acasă, nici mai citești Biblia. Așa de ușor cedăm spiritual de numai. Dar în această viață absolut normală avem nevoie de o putere supranaturală. Și asta se întâmplă când Dumnezeu te umple de Duhul lui Cel Sfânt. Dumnezeu îți dă o putere supranaturală. Dumnezeu îți dă un har special. În urmă cu ceva vreme, un frate mi-a povestit despre o situație care s-a petrecut undeva în zona Alejdului. Era sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În loc să vină acasă la soția lui, un soldat român a rămas în Rusia pentru că s-a îndrăgostit de o rusoaică. După ceva vreme, i-a venit dragul de nevastă și de copii. S-a întors acasă și când s-a întors acasă, din vorbă în vorbă, află că nevastă s-a pocăit. Așa de tare s-a supărat încât o apucat-o de cap, de păr și o tras-o prin curte, o bătut-o cu pumnii, cu picioarele, umplut-o de sânge, o dus-o la tăietor să-i taie capul. O mărturie reală. În momentul în care a ridicat capul, a ridicat toporul să-i taie capul, femeia aceasta a început să se roage în limba rusă. Ea s-a rugat Domnului, a început să se roage pentru copii și dintr-o dată a început să vorbească în limba rusă. Și în limba rusă zice în felul următor: de ce vrei să-mi tai capul? Pentru că am rămas acasă și am avut grijă de copiii tăi în timp ce tu trăiai cu Svetlana? De asta vrei să-mi tai capul? Omul acesta scapă toporul din mână și spune: măi femeie, de unde știi tu rusește? Deci eu nu știu rusește. Cum nu știi rusește? Acum ai spus de ce vreau să-ți tai capul. Că ai avut grijă de copiii mei și nu te-ai măritat în timp ce eu trăiam cu Svetlana? De unde știi lucrurile acestea? De unde știi rusește? Și ea a spus: eu nu știu rusește. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am început să vorbesc în alte limbi, cum mi-a dat Duhul. În momentul acela omul îngenunchează și predă viața lui Dumnezeu și acesta a fost unul dintre cei mai puternici predicatori pentecostali din zona Alejului după al doilea război mondial. O putere supranaturală într-un trup absolut normal. Te uiți la cineva și atâtea ispite și atâtea încercări și atâtea probleme. Domnule, cum poți să faci față? Știți ce poate să facă față? Harul și mila lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de care noi avem nevoie cu descurajare. Astăzi atâția sunt depresivi de numai, domnule. Plouă, depresie. Soare tare, prea cald, depresie. Salar prea mare, depresie. Ce o să fac cu atâția bani? Ispite mari. Salar mic, pensie tăiată, depresie. Mă, depresie, depresie peste depresie. Se vând tone de medicamente antidepresive. Depresie peste depresie. Îngrijorare, frământare, probleme, ursus, uși trântite. Și Domnul vrea să ne dea o viață frumoasă. Dar cum să ai puterea aceasta? Cum să ai puterea să-ți învingi patimile de a privi murdar? Ispita aceea de a-ți înșela soțul sau soția, cum să ai putere să o învingi? Cum să ai puterea aceea să învingi minciuna și bârfa și răutatea? Cum să ai putere să ierți pe cineva care ți-a greșit și poate te-a umilit și simți că nu-l poți ierta și simți că-ți distrus sufletul și mântuirea? Cum să-l poți ierta? Prin puterea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, că Iisus Hristos este prezent în adunare pentru tine și este gata să te umple de Duhul lui Cel Sfânt, să-ți dea putere. Richard Bonke a avut această viziune din partea lui Dumnezeu într-o zi când se ruga și Dumnezeu l-a umplut de Duhul lui Cel Sfânt, a început să vorbească în alte limbi și are o descoperire. Și în descoperirea aceasta din partea Domnului, această viziune, vede tot continentul african scăldat în sângele lui Hristos. A lăsat Germania în urmă, a lăsat totul, s-a dus în Africa, a predicat Evanghelia. 79 de milioane de oameni, potrivit statisticilor misiunii pe care el a condus-o, s-au predat lui Hristos prin misiunea lui. 79 de milioane. Se pune o întrebare, cum se poate așa ceva? 79 de milioane de oameni să-și predea viața lui Dumnezeu printr-un om. Am auzit eu însumi mărturia unui pastor nigerian pe nume Daniel, care a fost mort, 3 zile a fost declarat mort. S-au pregătit de mormântare și în urma rugăciunii lui Bonke, Dumnezeu l-a înviat, este un fapt real. Se pune o întrebare, cum se poate așa ceva? Un om mort, cu dovezi științifice, cu dovezi medicale, un om declarat mort, după 3 zile să învie, știți ce este asta? Puterea lui Dumnezeu. Și noi ne luptăm cu depresie, ne luptăm cu anxietate, ne luptăm cu neiertare, ne luptăm cu nerăbdare, luptăm cu multe probleme.
Și puterea lui Dumnezeu este la dispoziția noastră prin rugăciune. În această zi Iisus Hristos este aici și vrea să-ți dea un nou început cu El, o viață nouă. Frații mei, prima zi din restul vieții voastre este atunci când primiți putere supranaturală prin umplerea cu Duhul Sfânt într-o viață normală. Veți merge la lucru, veți avea relații pe mai departe, veți fi între oameni, dar veți avea puterea lui Dumnezeu. În această zi de Rusalii, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple pe fiecare dintre noi de prezența și puterea lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că se ridică Petru? Spune Scriptura că Petru n-a fost un mare teolog, l-a învățat Hristos, dar n-a fost un om școlat. În textul grecesc din Faptele Apostolilor, când Petru ia cuvântul în Sinedriu și începe să vorbească despre Hristos, se face următoarea precizare. De unde au oamenii aceștia atâta îndrăzneală? De unde au oamenii aceștia atâta pricepere? Și spune acolo textul ceva parcă neplăcut, domne, că sunt cam angramați. Adică nu sunt literați, nu sunt oameni școliți, dar au învățat la Academia Rabinică din Ierusalim. De unde atâta îndrăzneală? De unde atâta putere? De unde atâta învățătură? Și răspunsul este că Iisus Hristos te învață, Iisus Hristos îți dă putere. Știți ce au făcut oamenii aceștia 120 la număr? Când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei la 50, mi-au fost 120. În următoarele 3 secole, spune Eusebiu de Cezarea, se ajunge undeva la vreo 25-26 de milioane de creștini în lumea de atunci. Oare ce s-a întâmplat în 300 de ani? De la 120 de oameni să ai 25-26 de milioane, oare ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Oamenii aceștia au ars pentru Dumnezeu. Vrem să avem bucurie, vrem să avem pace, vrem să lucrăm cu Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze prin noi. Vrem să nu mai fim bătaie de joc a satanei și să cădem în tot felul de păcate și apoi să ne fie rușine de noi înșine, să avem ceartă, stres, ia la noi acasă. Să ne simțim ca o cetate surpată și fără ziduri. Domne, nu te poți stăpâni, ai simțit că ai luat foc. Nu, bine ai zis că ai zis ce ai zis. Și apoi ți-o părut rău. Vrei ca viața ta să se schimbe? Vrei ca să ai biruință spirituală? Vrei să ai bucuria Domnului să poată Dumnezeu să lucreze prin tine? Dragul meu frate, draga mea soră, ai nevoie de această putere supranaturală într-o viață normală. Prima zi din restul vieții tale este atunci când primești o viață nouă într-o comunitate noită. În al doilea rând, când primești o putere supranaturală într-o viață normală. Și în al treilea rând, atunci când ai o slujire relevantă într-o lume confuză. Atunci când ai o slujire relevantă într-o lume confuză. Unul dintre cele mai dramatice și ciudate programe de biserică la care am asistat a fost într-o zi peste săptămână. Ori veni niște frați să ne facă Evanghelia foarte relevantă cu o demonstrație de karate. Eu eram la amvon. I-am văzut că se schimbă în haine de karate, în kimonouri frumoase, că kimonouri le zice, aveau și centuri negre. Eu trebuia să predic. Nu știu de unde au răsărit, cred că din câte mi-aduc aminte erau din altă țară. Au venit să ne spună ceva foarte relevant. În fața amvonului era și o platformă frumoasă și au început să sară, ca niște karatiști adevărați. Au făcut niște demonstrații, toți am fost stupiliți pe acolo. Am zis, unde e amvonul? Era prea mic amvonul să-mi bag amvon. După ce au făcut vreo câteva minute de demonstrații, să ne iau nu știu ce... chiar și un bolțar consistent, au fost, au avut pumptare la pac, l-au rupt imediat. Ne-am uitat toți unul la celălalt, zic, Dumnezeule mare, cred că am greșit adresa. Și la final zice, trebuie să vestim Evanghelia, zice, într-un mod relevant pentru zilele noastre. Și zice, frații sunt campioni de karate și au venit să ne vestească Evanghelia. Pentru unii, a vesti Evanghelia înseamnă să faci, să fii relevant, înseamnă să faci chestia să-i ciudate. Știți la ce concluzie am ajuns după anii de slujire? Toate chestiile acestea pe care noi le zic, bă, le faci așa și o să fie reforme și o să fie nu știu ce. Nu țin. Știți ce ține? Uitați ce au făcut oamenii aceștia. Nu au făcut chestii de-astea, nu știu, apocaliptice, nu au dat de acolo cu ceva de pământ, nu au sărit pe casă și au sărit de acolo după casă să vadă dacă primesc aripi sau nu. Știți ce au făcut oamenii aceștia? S-au rugat. Și în timp ce s-au rugat să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste ei, au vorbit în alte limbi, în limbile cunoscute a oamenilor care au acolo de față, știți ce au vorbit? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a fi relevant nu înseamnă să faci tumbe spirituale.
Nu înseamnă să faci ceva șocant, ceva ce nu mai făcut alții, să rupem gura târgului, că atunci e adevărată treaba. A fi relevant înseamnă să le vorbești oamenilor pe limba lor lucrurile relevante, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă să-l vezi pe unul amărât, îi spui, mă, uite, și eu am fost amărât ca tine, dar Dumnezeu m-a umplut de pace și de liniște. Îl vezi pe unul că se luptă cu tot felul de probleme și ispite și spui, mă, și eu am avut slăbiciunile acestea, dar uite, nu m-a putut ajuta nimeni, dar m-am rugat, am postit și Dumnezeu mi-a dat puterea Duhului Sfânt să biruiesc țigara. M-am rugat, am postit, am venit la adunare, m-am umplut de Duhul Sfânt al Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat putere să biruiesc alcoolul. M-am rugat, am postit și Dumnezeu m-a ajutat să scap, nu știu, de imoralitate, oricare ar fi aceea, de imagini vulgare. Uite, am avut ceartă la mine acasă și am stat înaintea Domnului în post și în rugăciune și Dumnezeu a dus pace și liniște în casa mea. Asta înseamnă să le vorbești oamenilor pe limba lor lucrurile minunate al Dumnezeu. Uite, eu n-am avut direcție în viață. Am crezut că viața înseamnă să fac bani, să mă îmbrac bine, să mă duc în concedii, să am o mașină, să am un apartament, o casă. Și până la urmă eram gol înăuntru meu. Nu mă simțeam bine eu cu mine însumi. Dar a fost o zi extraordinară, când m-am întâlnit cu Iisus Hristos și Domnul mi-a iertat păcatele. Și Domnul mi-a dat rost în viață. Și uite, omule, eu am rost în viață, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Am trecut prin valuri grele, nu mi-am pierdut mințile, Dumnezeu m-a ajutat. Slujire relevantă înseamnă să-i vorbești omului potrivit nevoilor lui, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cred din toată inima, aud acum atâția părinți, se duc să facă tot felul de cursuri, dar cum să fie părinți buni, nu-i rău. Dar măi, fraților, surorilor, mai ales surorilor, aveți cartea lui Dumnezeu care mă învață cum să fiți mame bune. Aveți cartea Domnului taților care vă învață cum să fiți tați buni. Știți ce mi se pare mie interesant? Eu sunt fascinat de Avram. Zice Domnul, zice, știu că Avram va pleca, dar va porunci casei lui după el să se țină de Domnul. Acum, dacă pruncul vrea să-ți dea foc la casă, eu nu te presez, dă foc la casă. Și zice, cine cruță nu iau, și nu iau nu înseamnă neapărat nu, dar un cuvânt mai de rânduială, de disciplină. Zice, își urăște pruncul. Ei, dacă ai autoritatea Domnului la tine acasă, e rânduială. Știi cum să te porți cu prunce, cum să-i crești, cum să-i educi. Ia-te după cuvântul lui Dumnezeu că o să ajungi bine. Nu te vorbă tot felul de chestii că eu văd așa în social media câte o doamnă care e la nu știu câtea căsătorie și ne dă sfaturi foarte prețioase despre viața de familie. Și am stat și m-am gândit, mă, femeie, dacă tu ești la cincelea divorț, mă, se întâmplă, e un ecaz, eu nu zic că nu, dar măcar nu fi profesoară. Că e ciudat, nu? Dacă tu ai restanțe în viață, cum ispită te dai pe sfaturi așa prețioase? Te uiți la cât e unul, mă, atâtea sfaturi și să dea de prunci de numai. Și când te uiți la pruncii lui, păzească Dumnezeu. Păi poruncește casei tale să se țină de Domnul. Bă, atâtea știe și te uiți la nevastă sa, dar n-are treabă cu spiritualitatea. Mă, dacă ești bărbatul lui Dumnezeu în casa ta, tu dai direcție în casa ta. Asta înseamnă lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, o direcție clară în viață. Lumea e confuză, nu mai știi ce să facă. Am lucrat de așa, am lucrat de dincolo. Toată lumea, cum le tai capul așa să ducă în viață? Confuz, e stres. Zice Scriptura, cum își va ține un tânăr curată cărarea într-o lume atât de confuză? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, zice, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Știți ce vorbește un om plin de Duhul Sfânt? El vorbește lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Știți ce m-am gândit de multe ori și am văzut în viața mea? Când vorbește alte lucruri care nu sunt chiar potrivite, nu te simți foarte confortabil. Nu e așa? Când te duci de acolo așa, poate ai râs, poate ai glumit, poate toată lumea a avut așa o stare bună de spirit, dar când te-ai dus de acolo, cum te-ai simțit? Nu te-ai simțit bine. Drept-i? Nu te-ai simțit bine. Dar dacă ai vorbit ceva frumos, ziditor, ceva încurajator, ceva frumos, experiențe cu Dumnezeu, cum te-ai simțit după aceea? Când vorbești lucrurile frumoase, minunate în Dumnezeu, ai pacea lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai spus copilului, uite, tu ești rodul rugăciunii, m-am rugat și am postit pentru tine. Când a fost ultima dată când ai spus soției tale, uite, draga mea, eu m-am rugat și am postit ca Dumnezeu să mi te dăruiască, înainte să te cunosc, soțului tău. Când a fost ultima dată când ai spus unui frate care slujește prin cuvânt, frate, eu m-am rugat pentru tine și mulțumesc că Dumnezeu m-a cercetat. M-am rugat pentru cântare și mulțumesc că Dumnezeu m-a cercetat. Prima zi din restul vieții tale este atunci când ai o slujire relevantă într-o lume confuză. Lumea asta e confuză. Oamenii de știință, acum zic una, peste un timp iară se răzgândesc, vin alții cu alte teorii, dar ceea ce rămâne este cuvântul lui Dumnezeu.
Slujire relevantă înseamnă nu să spui ce simți, ce crezi, ci lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Desmond Tutu a fost președintele Comisiei pentru Adevăr și Reconciliere din Africa de Sud. Acolo, cei de culoare au fost nedreptățiți, au fost torturați, au fost Nelson Mandela, a fost ani de zile în pușcărie. Când a ieșit din pușcărie și a fost ales președintele Africii de Sud, în loc să se răzbune cum toți se așteptau, el a înființat această comisie în care l-a pus președinte pe Tutu, care era arhiepiscopul creștin de acolo. Și o zis în felul următor: o națiune nu poate fi vindecată prin executarea celor care au greșit, ci o națiune poate fi vindecată doar când cei care au greșit se mărturisesc și cei cărora li s-a greșit iartă. Și au venit oameni care au jupuit pe alții de vii și au zis: am greșit, ne pare rău, iertați-ne. Și au venit oameni care au ucis cu sânge rece, cu bestialitate și au spus: ne pare rău, am greșit, iertați-ne. Și regula era să-ți mărturisești toate greșelile și păcatele, să nu le ascunzi, iar celălalt să ierte, chiar dacă e greu. Pentru că numai așa se poate vindeca o națiune. Asta și m-am gândit, asta e slujire relevantă. Să simți că urăști pe cineva din toată inima, să-ți vorbească Dumnezeu, să spui: te iertă în numele lui Iisus, Tată. Te iertă în numele lui Iisus, mamă, frate, soră, vecine, te iertă în numele lui Iisus. Nu mă pot stăpâni, sunt nervos, sunt agitat, dar Dumnezeu mă liniștește. Și uite, Domnul a schimbat viața mea. Slujire relevantă nu înseamnă să faci chestii ciudate, trăznite. Slujire relevantă înseamnă să le spui oamenilor lucrurile minunate al Dumnezeu pe limba lor, potrivit nevoilor lor. Zice Fapte, capitolul 13, versetul 36, că regele David a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă slujire relevantă, să le slujești celor din vremea ta după nevoile lor, potrivit limbajului lor, potrivit obiceiurilor, potrivit contextului social, dar după planul lui Dumnezeu. Unii vor doar celor din vremea lor, dar fără planul lui Dumnezeu. Alții vor doar planul lui Dumnezeu fără celor din vremea lor. Slujire relevantă înseamnă să slujești celor din vremea ta după planul lui Dumnezeu. Știți ce nu dă niciodată greș? Când vestești lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Prima zi din restul vieții tale este atunci când primești o viață nouă într-o comunitate noită. Este atunci când primești o putere supranaturală într-o viață normală. Este atunci când ai o slujire relevantă într-o lume confuză. Oamenii spuneau: ce să facem, ce să credem? Toți erau buimaci. Se ridică Petru, predică Evanghelia și oamenii se întorc la Domnul. Primesc botezul în apă, ceea ce veți primi voi în această zi. Și apoi spune Scriptura că oamenii aceștia stăruiesc în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Hermann Hesse spunea în felul următor: în fiecare zi ni se oferă posibilitatea unui nou început. Ceea ce facem astăzi contează cel mai mult. Repet lucrul acesta. În fiecare zi ni se dă posibilitatea unui nou început. Ceea ce facem astăzi este cel mai important. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua noirii. Astăzi este ziua unui nou început. Poate fi prima zi din restul vieții tale. Poate fi ziua aceea în care totul să se schimbe pentru tine. Un nou început cu Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ai vrea în ziua aceasta să primești prima zi din restul vieții tale, să fie ziua aceea de referință? Ziua aceea care să însemne un nou început cu Dumnezeu? Dacă da, ai nevoie de o viață nouă, dar nu de unul singur, ci într-o comunitate noită. Ai nevoie de o putere supranaturală într-o lume normală. Ai nevoie de o slujire relevantă într-o lume confuză. Și Domnul este aici și este aici pentru tine.